cara. Ți-am spus. Salut, fraților, așa cum am promis, am revenit în cimitirul Everest, unde o să căutăm tunelurile subterane. Am văzut că împrejurul cimitirului e plin de găuri de aerisire, guri de aerisire. O să vi le filmez, să vedeți și voi cum arată acele guri de aerisire. Este clar că undeva există o intrare în acele tuneluri. Cel mai mult cred că este vorba despre o criptă, prin criptă intrându-se în tuneluri. Chestia interesantă e că gurile de aerisire sunt majoritatea în afara cimitirului. Deci imaginați-vă că tunelurile se întind mult în afara acestui cimitir. Am înțeles că au legătură cu cetatea Aradului. Nu știu să vă spun încă sigur, sunt doar presupuneri, dar sper să aflu mai multe în acest cimitir. O să mă duc acum la cripta care se vede în spatele meu, că am înțeles că pe acolo cel mai probabil poate fi intrarea. După cum am spus, acum mă îndrept spre acele cripte unde cel mai probabil se află intrarea în tuneluri, după spusele acelui prieten care mi-a și spus de tuneluri. O să merg să cercetez în detaliu fiecare criptă. Am găsit aici un cavou care îmi place. Iar dacă nu e în cripte intrarea, nu știu mai exact unde ar putea să fie, pentru că nu văd un detaliu care să iasă în evidență. E posibil să fie chiar cripta asta intrarea în tuneluri. Deci priviți și voi ce formă are acest mormânt. Acum voi merge să văd criptele. Acolo e Raul. Salută lumea, Raul! Aici este un... Aici e cripta rabinului. Mai te-ai văzut familia lui Naina? Hai, de la intrare. Acolo unde mă numai toată, dar nu mai vreau. De aici? De la aici m-am mutat. Nu e. De loc, mă primesc. Frate, de parte. Uite-mă că scrie. Unde? Uite pe poartă. Uite poartă. Uite aici, pe portița asta. Fii atent, eu asta n-am văzut-o ieri. Aici e familie, toată familia lumea. Lumea. Am văzut ceva mormânt la intrare în cimitir, am crezut acolo. Da, e în memoria lui, al lui baronul Naima. În partea asta n-am fost ieri. Nu m-am trecut. Aici, nu știu ce mă răzbim. Asta nu ce e? Deci aici este înmormântată familia baronului de Newman. Francis Newman nu se știe exact unde este înmormântat, dar familia sa este în locul ăsta. Newman Salad. Salad pe maghiară se traduce familie. Mamă, ce tare sunt cavourile astea. În partea asta nu am fost ieri.
acela este administratorul cimitirului. Asta e criptă sau? Ce? Da, dar numai așa cum o vezi. Eu l-ai sub ea. Hai, în pământ. Da. Uite, Laurențu, ia aici, primează după ăsta. Ce? Tot acolo. Uite, ai văzut aici. Intră, dă-mă cu dincolo. Acolo. Ce e aici? Mormânt. Păi, morminte, la poate. De ce fain e aici? Fii atent. I-am vrut să vin ieri, dar am văzut iarba, am zis că nu mă bag, n-aș știu că se poate pe acolo. Bă, este de vizitat, este de acolo. Dar problema e că nu le, trebuie să le știi personalitățile și astea. Da, că degeaba le vizitezi și nu știi la ce, nu știi la ce te uiți. Da. Înțelegi? Uite, este, ai văzut că e tulumba aia mare. Da. Aia construi matern. Că în locul la matern a fost de asta, cum îi zice? Școala de fete, poate. Nu școala de fete. Nu școala, a fost de astea care era abandonat. Orfelinat. Orfelinat. De fete. Mm-hmm. Nu. Vii tu și te uiți la, te uiți la monumentul ăla, ce știi de el? Da, da. Nimic. Numai dacă e fain. Nu, îl vezi ca un monument. E și mare. Mă, este, da. Prieteni, a venit administratorul cimitirului, ne-a prezentat în mare parte locurile. Da! Asta m-a strigat. Să fac așa ceva. De atunci se datează. Da, nu, 1906. Dar din ce azi așa? Din marmură neagră? Da. Dar s-o grămadă de monumente așa din marmură neagră. Foarte multe, nu știu. O grămadă. Dacă te uiți la anul, să ne să crezi că e din 1916. De bine arată. Ia să-mi duc eu cu treia la sfârșit. Sunt recent. Da, de unde? Dar cei mai vechi morți din ce an sunt mormântați? În 1800. Când ieși încolo spre poartă, vezi că pe gard scrie de când e cimitirul. 1805 n-am văzut. Nu, de atunci ai... Din ce an e cimitirul? N-am văzut, 1859. Scrie pe poartă acolo. Scrie pe, la mine pe gard acolo și am spus scrie... De când e cimitirul. Yeah, dar este cel mai vechi oare sau mai este? Este cel mai vechi, este cimitirul. Tu dai seama că ce îngropa primul rabin. Da, primul rabin din țară sau din Arad? Din Arad. Așa. Păi mă, ei au avut centru și cu ăsta, cum îi zice, cu toată zona aia până la mure. Adică? Ce? A fost cartierul lor, nu mai ei au stat acolo. Serios? În zona aia, Bău Rosiu. În zona aia, Bău Rosiu, ca asta ei au stat acolo. În zona aia, Bău Rosiu, ei au stat acolo, ei au dominat. E cripta aia, ziceai? Aia de bun. Da, dar așa e rotundă cu turla e criptă? Acolo e mormânt, acolo e mormânt. Nu crezi că numai așa... Nu, acolo e mormânt, acolo e mormântat o femeie. Asta e faină. Și asta aici ce-a fost? Ce-a fost, frate? Eu de unde zice ce-a fost? Mormânt. Când vă hotărâți asta și vreți să vedeți sinagoga, îmi ziceți și vă... Deschide, mă, că e deschis. E deschis? A, acolo a intrat prietenul tău și a văzut toate. Am fost. Ai fost? Bă, dar te zic eu aici. Hai, aprinde blitz, dă-o blitz-ul. Nu știu, mă, că am fost ieri. Da, la terna. La terna, dă blitz.
Ce caută oasele acolo? Unde vrea să fie? Nu oasele, roțile. Alea? Da, se. Vede aici. Fraților, aici este cripta din episodul trecut în care am văzut scheletul. O să-i mai facem o vizită și acum. A început să se întunece deja, pune soarele, cum bine vedeți. Să vedem ce se află în această criptă, să filmăm mai în detaliu. Acolo este greu și dacă apropiem se vede clar scheletul. Acest domn sau doamnă a murit în anul 1923. Mai mult ca sigur, spărtura din cavou a fost făcută de niște hoți de comori care erau ei să găsească comorul ăla din aici. Deci acolo e administratorul cimitirului, îmi pare să știe ceva despre tunelul secrete sau cel puțin nu vrea să ne spună nimic despre lucrul ăsta. Dar este clar că există niște tuneluri subterane în zona asta, pentru că cimitirul este înconjurat de guri de aerisire. După cum ați văzut, administratorul a venit cu noi să ne prezinte în mare parte cimitirul. Am fost surprins să aflu că în acest cimitir este mormântat primul rabin din Arad și de asemenea prima familie de evrei din Arad. În momentul ăsta administratorul este cu cei doi prieteni mei, le prezintă întreg cimitirul. Eu în continuare caut urme ale existenței acelor tuneluri. Nu! Ce-i acolo? Altă criptă deschisă. E deschis? Da. La ce te uiți? Vezi că-s două locuri libere acolo, dacă vă interesează. Două locuri libere. Nu, că nu mai îngroap așa, nu le mai dă voie statul român. Ce? Nu-i mai voie să se îngroape în... Așa. A, în cripte? Da. Ce? Nu, nu-i mai dat. Că ce crește, îi fute noaptea. Că ce faci, îi fute noaptea? Îi fute noaptea, că ea se duce. Dar uite ea, asta, blazonul. Da. Te-ți dai seama pe Laurențiu, l-a avut blazonul familiei. Fiecare familie avea... Da. Des, un simbol? Numai la aia care a fost mai mare. Ce blazon? Uite acolo, monumentul. Uite, e aici. Ia uite, asta tot din marmură, din marmură neagră. Nu. De unde sunt bani? Și uite asta, nu-i... Nu-i chiar așa mică. Uite, ești de la... Uite cât se vede acolo. -129. Ia, s-a născut odată cu cimitirul. Dai. Fraților, locul ăsta e plin de istorie. Am înțeles că într-un scurt timp va deveni monument istoric. El având aproape 200 de ani, cimitirul fiind datat din anul 1859.
fraților, din păcate... Cam așa trebuia să se termine episodul, dar spre surprinderea noastră, chiar când ne-am dat bătuți, am aflat niște lucruri foarte interesante despre acele tuneluri subterane și, dar de fapt, o să vedeți în cele ce urmează. Am înțeles că este aici ceva bun, că ceva ca nu un tuneluri. Tuneluri? Spune unde au fost tuneluri. Dar au fost tuneluri? Dar nu aici, în cimitir. Asta a fost pe Cozia. Uite, mai bagă următor. Pe Cozia. Asta Cozia unde e? La Bouro. Aha. Ultima, în ultima clădire, era o clădire mare, imensă. Chiar pe unde General 2. Păi de ce? Școala. Nu, acolo era că a fost casa lui Maria Tereza. Casa lui Maria acolo Tereza. Acolo sta Maria Tereza. Și aia ducea direct. Avea tunelul de ficiat reclasificat. Priviți și voi cum a crescut copacul acesta peste monumentul funerar. Deci imaginați-vă cât e de vechi acest mormânt. Și priviți ce groasă e piederea. Tot pe Cozia au, ei au două sinagoge. Da, da, aia e neologul ortodox? Aia e neologul ortodox. Nu, neologul aia asta prima. Aia e neologul și aia e la altă ortodox. Și aia e altă ortodox. La aia e ortodox. Da, da. Dar aia nu e construită de nimic. Nu știu de când e. Cum că e? Păi mă gândesc că poate să aibă, că la câți bani ori puteau să aibă. Fratele meu, am găsit acolo. Acolo aveau, cum zici, pe lucrau aurul și astea. Aur? Pe vremuri au fost cei mai bogați din lume. Deci, prieteni, aceasta este una dintre gurile de aerisire despre care vă spuneam. Pe toate străzile în preajma cimitirului se află guri de acestea. Se observă clar că nu e de la canalizare, pentru cei care la asta vă gândiți. Fraților, cred că am găsit una dintre intrări. Uite acolo scara. Vezi scara? Da. Ce ți-am spus? Bă, dar ce mari tunelurile, ești nebun la cap. Fii atent. Dar ce nu-i nimic? Fraților, am ajuns la sfârșitul episodului. Se pare că până la final am descoperit unele intrări în acele tuneluri. Sunt curios dacă ați dori să facem un micuț live și în tunelurile astea. Dacă sunteți curioși, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă, pentru că eu voi reveni cu clipuri noi și poate următorul video va fi chiar în aceste tuneluri subterane.